pentru copii foarte special, Cartea Poveștilor Abandonate a prins viață prin recuperarea unor texte scrise de autori basarabeni de prim rang în anii 70-80, lăsate deoparte din cauza că fusese tipărite cu alfabet chirilic. Condiția selecției a fost evident că această literatură pentru cei mici să nu conțină elemente de propagandă ale epocii. Mai e multă literatură care nu s-a mai reeditat și atunci am avut intuiția că s-ar putea să avem și literatură de calitate care merită să fie redată cititorului și să-i rescriem soarta acelor volume care stau în depozite. Găsim 10 povești scrise de 7 autori, cartea o avem și în format online și este accesibilă tuturor în mod gratuit și deschis. Pe site-ul Asociației Arbor, arborinstitute.eu. Pur și simplu s-au dezgropat din arhive niște texte la care nu mai ajungea nimeni. Nu era vina lor că zăceau acolo în capcana alfabetului chirilic. Cartea mi se pare splendidă din mai multe puncte de vedere. Odată sunt povești foarte frumoase, foarte frumoase. Eu nu abia aștept să ajung acasă să le dau cartea copiilor mei. Deci un nivel foarte bun, sunt povești într-o limbă română foarte, foarte bună. Studenți de la Literele din Chișinău și Iași s-au ocupat de transliterare și redactare, elevi la Artele Plastice din Tiraspol și Chișinău de ilustrații. Selecția poveștilor a fost lăsată pe mâna specialistelor din cadrul Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, Eugenia Băjan și Tamara Maleru, iar munca lor n-a fost deloc ușoară. Au fost citite 55 de cărți, 150 de povești semnate de 45 de autori din perioada când în Basarabia cărțile erau tipărite în limba română cu alfabet rusesc. Acest proiect este cumva inedit și pentru biblioteca noastră, dar ne bucurăm foarte mult că este o șansă să valorificăm colecțiile unicale pe care le avem. Biblioteca deține câte un exemplar din toate cărțile pentru copii editate de la 1944 până acum. Știam și știm în continuare că mai sunt lucrări ale scriitorilor noștri pentru copii care nu au fost reeditate cu alfabet latin și practic sunt cumva inaccesibile pentru cititorul tânăr de astăzi și sigur că ne-am bucurat foarte mult de această inițiativă Asociației Arbor. Cartea Poveștilor Abandonate cuprinde 10 texte semnate de nume sonore basarabene, printre care Ariadna Șalari, Pavel Botu sau Aurel Scobioală. Dintre autori, unul singur mai e în viață, Victor Prohin. La cei 80 de ani ai săi, s-a bucurat să-și vadă readusă în atenția publicului povestea păpușii cu inimă de piatră. Această poveste cumva mi-a însoțit însă și mie copilăria și e o bucurie enormă să știu că o poveste la care am ținut poate fi din nou citită, ascultată. Ideea e fantastică. Lucrând la revistă pentru copii Alunelu, urmăresc proza pentru copii, versurile pentru copii din România și această ediție vine să completeze biblioteca micului cititor. Micul cititor este educat de la vârsta de 3 ani. Am fost la un simpozion consacrat literaturii pentru copii în Finlanda și acolo s-a remarcat. Copilului trebuie să-i pui cartea în mână atunci când el e în stare să o țină. Copilul e ca un ulcior oriental de lut. Ce va ieși din acest ulcior, un trandafir sau un duh rău, depinde cu ce vom umplea acest ulcior. Și cartea pentru copii crește viitorul om cu litere mari. A rezultat o culegere într-o limbă română frumoasă, cu bazme, miniaturi, povestiri cu irizații psihologice, care să-i bucure și pe copii și pe maturi. Volumul are și o dimensiune audio, cei mici pot să scaneze codurile QR de pe pagini și să asculte 5 povești în lectura actriței Elena Frunze Hatman. Când toți au ieșit afară, ținând strâns la piept câte o păpușă, grinzile s-au prăbușit împrăștiind în jur cuiburi pe scripei. Numai păpușa cu inimă de piatră nu se zărea nicăieri. Cartea va fi lansată sâmbătă la Bookfest.